pe care le. Și al treilea este, deci din 160.000 care sunt în fonduri de rezervă, 30.000 să meargă la salubrizare, restul să rămână în fondul de rezervă, 130.000, pentru a vedea la rectificările ulterioare cât se dă operatorului actual și cât se dă la achiziția care se face. Deci, 140.000 se întorc, 30.000 la salubrizare, 130.000 se întorc la, sau rămân în fondul de rezervă. Acestea sunt cele trei amendamente. Da. Și atunci este foarte bine să aprobăm o anumită sumă, o sumă care este foarte mică. Ce s-a, ce a făcut doamna consilier Chircu, de acord, fără niciun fel de, de reținere. Dumneavoastră sunteți majoritari acum și oamenii o să votați și o să vedeți care este situația. Aici era o vorba de mult. Da. 560.000. E o părerea mea? Nu, e o părerea mea. Nu, nu. Votează pentru Sănătescu, Cican, Drăghicescu, Oprea, Ianculovici, Chircu, Michescu, Jinga, Ciuvercă, Balașcă, Brâncoveanu. N-am văzut ce a făcut. Și amândoi. Pătășanu și împotrivă. Împotrivă. Se abține cineva? Se abține domnul consilier Calea și doamna Bijan. Era foarte bine cu amendamentul care a propus și doamna Chircu și votează pentru Sănătescu, Cican, Drăghicescu, Oprea, Ianculovici, Chircu, Michescu, Jinga, Ciuvercă, Balașcă, Pătășanu. Și domnul Trușcă, trebuie să înțelegem că se abține doamna Bijan și domnul Cate.